Salut! Astăzi voi vorbi despre o mecanică foarte populară și folosită în Rocket League și anume Air Dribble. Ce este Air Dribble? Ce este considerat un Air Dribble? Și cum poți să faci un Air Dribble? Vor fi principalele puncte despre care vom discuta astăzi. În primul rând, ce este un Air Dribble? Air Dribble este o mecanică destul de avansată care îți permite să cari mingea prin aer către poarta adversă. Pentru oamenii care sunt mai noi aici și în general în taine Rocket League-ului, există două tipuri de dribbling. Și anume, există ground dribbling și air dribbling. Ground dribbling este atunci când cari mingea pe capota mașinii tale și probabil mă vedeți făcând asta pe stream tot timpul. Și air dribble reprezintă atunci când cari mingea prin aer, împingând-o cu botul mașinii, cumva să zic la un unghi de 45 de grade, adică niciodată nu stă perfect în sus mașina mea, gen vertical, dar nici foarte în jos pentru că pierzi din momentum și mașina ta va cădea pe sol din nou. Al doilea punct ar fi ce este considerat un air dribble sau când faci mecanica și se consideră că da, am făcut un air dribble. În primul rând, air dribble este considerat atunci când ai mai mult de 3 atingeri pe minge în timp ce o împingi prin aer. Așa cum pe sol atunci când împingi mingea există o scânteie, ați văzut, când atingi mingea ușor se face o scânteie între minge și mașina ta. La fel și în aer, de fiecare dată când atingi mingea sau când există contact între mașină și minge, se face o mică scânteie. Și atunci air dribble se consideră când atingi măcar de 3 ori dacă nu reușești să împingi mingea perfect pe botul mașinii, ceea ce nu veți reuși pentru că e destul de greu să te obișnuiești la început. Al treilea punct despre care voiam să discutăm este cum poți să faci efectiv un air dribble. Din punctul meu de vedere, există trei tipuri de air dribble pe care le poți face. Primul tip ar fi de pe sol și asta se împarte din nou în două categorii, cred eu. Prima categorie ar fi din dribbling cu mingea de pe capota mașinii tale, ceea ce este un pic mai avansat și un pic mai dificil pentru că necesită un control al mingii mai precis și depinde de mai mulți factori. Ca să poți începe un air dribble din dribbling obișnuit, trebuie să cari mingea pe capota mașinii, mingea să fie cât mai mult direcționată spre centrul hitbox-ului mașinii tale, iar după ce dai double jump, să-ți poziționezi mașina în spatele mingii, astfel încât să o poți împinge de la spate prin aer. Când începe acest tip de air dribble, trebuie să fii foarte confortabil să cari mingea un minut sau, nu știu, efectiv să te simți foarte confortabil să cari mingea pe sol. Și de asemenea să te simți foarte confortabil să împingi mingea prin aer, ceea ce e destul de greu. A doua modalitate de a face air dribble de pe sol este din bounce și atunci chestia asta se întâmplă de obicei în anumite situații. Spre exemplu atunci când mingea se duce în perete și are bounce de pe sol sau când se face un 50-50 și mingea efectiv stă pe loc, dar adică nu se duce nici în stânga, nici în dreapta, dar se balansează pe sol în înălțime. Și cumva e mult mai ușor să faci air dribble din bounce, dar în același timp trebuie să te coordonezi cu viteza și momentul mingii în aer, astfel încât viteza mașinii și viteza mingii să fie la fel. Al doilea tip de air dribble despre care voiam să vorbim este acela de pe perete, care este și cel mai comun. Când exersezi acest tip de air dribble, este bine să împarți mecanica în 3 pași simpli. Primul pas este să atingi mingea cu o viteză optimă. Dacă intri prea încet în minge, nu vei putea să o împingi și de asemenea îți va fi foarte greu să rămâi cu ea în aer pentru că vei consuma foarte mult boost. Așa cum un free play ai tot timpul 100 boost când exersezi, în meci nu prea se întâmplă treaba asta, așa că prima atingere este cea mai importantă. Al doilea pas ar fi să te oprești tot timpul pe perete înainte să pleci cu mașina. O chestie care pe mine m-a încurcat foarte mult la început a fost faptul că după ce împingeam mingea de pe perete, plecam cu foarte multă viteză și de obicei mingea îmi rămânea în spate. Trebuie să ai grijă ca tot timpul când pleci de pe perete, mingea să fie între tine și poarta adversă sau între tine și direcția spre care vrei să mergi când împingi mingea din spate. Al treilea pas ar fi, odată ce ai plecat de pe perete, să încerci să apeși pe boost cât mai încet, cu tapuri de obicei repetate, încât viteza mașinii tale să fie asemănătoare cu viteza mingii, ca să poți căra mingea cât mai aproape de mașina ta. Cu cât împingi mingea mai puternic și o scapi de sub control, cu atât e mai ușor ca cineva să
să vină și să se bage la minge. Ok, ultimul tip de air dribble ar fi acela de pe tavan. Este o situație care nu e foarte comună, să zic, și de obicei nu se întâlnește foarte des, dar e important să o menționez aici. La fel ca la orice tip de air dribble, cel mai important lucru este ca mașina ta să aibă o viteză asemănătoare cu cea a mingii, să fie direcționată puțin oblic, adică cumva la un unghi, nu vertical, dar nici foarte drept, pentru că dacă este vertical nu o să ai suficient momentum să o cari înspre înainte și de asemenea dacă mașina ta este foarte în jos lăsată, să zic, îți vei pierde din înălțime și nu o să fie foarte mult un air dribble cât o să cazi cu mașina efectiv din aer, indiferent cât de mult boost dai. În final aș vrea să vă zic că air dribble este o mecanică destul de dificilă și greu de perfecționat, mai ales pentru începători. Eu nu consider că asta e o mecanică pentru începători, dar am ales să vorbesc despre ea pentru că foarte mulți m-ați întrebat. Cred că am exersat de sute și mii de ori până să mă pot obișnui și să devin cât de cât confortabil cu mecanica. Cei care sunt de mai mult timp pe stream știu treaba asta. Cred că cel mai important lucru când înveți orice mecanică în Rocket League este să nu renunți și să continui să exersezi, iar la un moment dat te vei prinde și cumva îți va intra în muscle memory. Ultimul punct pe care voiam să-l menționez astăzi este cum puteți să exersați air dribble. Am atașat un training pack de air dribble pe care eu obișnuiam să-l fac 15-20 de minute în fiecare zi înainte să încep să mă joc. Țin minte că îl făceam de fiecare dată, luni de zile am făcut pe acolo ăsta în fiecare zi pe stream și off stream ca să mă pot obișnui cu mecanica și nu pot spune că pot să fac air dribble perfect. Voi lăsa link cu training pack-ul în descriere și de asemenea în clipurile pe care le-am arătat anterior ați văzut câteva bucăți, așa să zic, din acest training pack. Iar eu sper că o să vă ajute destul de mult. Nu uitați că nimic nu se învață ușor, iar dacă vreți să reușiți, ar trebui să nu renunțați și să continuați să exersați. Vă urez o zi cât mai frumoasă și spor la joacă. Vă pupă, fratele!